aruncați undeva pe drept, pe o treaptă sau coborâți în apă, da? Puneți mâna pe balustradă. Vreau să vă asigurați tot timpul. Avem o expresie foarte des folosită la nave, o mână pentru tine, o mână pentru navă. Țineți minte, da? Să nu avem niciun incident. Așa a început vizita elevilor școlii militare de maiștri militare a Forțelor Navale Amiral Ioan Murgescu în portul militar Constanța. Desfășurăm o activitate practică, astăzi în săptămâna altfel, pentru că în planul nostru cu principalele activități, aceasta trebuia să fie săptămâna altfel, adică trebuia să facem activități altele decât cele didactice. Având în vedere efectele pandemiei, suntem obligați ca în continuare să desfășurăm cursuri la clasă, dar ne-am gândit că este foarte important să îmbinăm aceste cursuri cu o lecție vizită la navele din cadrul Portului Militar Constanța, atât la nava Școală Mircea, navă emblematică a Marinei Militare Române, și la navele Flotile 56 Fregate, precum și la navele Diviziunii 146, nave minare de minare. Considerăm că este oportun pentru elevii noștri pentru a ieși din situația creată de pandemie, aceea de a sta în permanență în unitate și a desfășura activități didactice fără a avea învoiri și permisii. Activitatea a fost organizată în condiții de siguranță, specifice situației epidemiologice actuale, de conducerea instituției și a fost apreciată de elevi.